dimineață. Bună dimineața tuturor. Vremea călduroasă ne duce cu gândul la mult așteptata vacanță și nici măcar ploile anunțate azi nu ne vor tăia din elan. În special în a doua parte a zilei se va înnora și atât în vest, în nordul Moldovei, dar și la munte vor cădea precipitații sub formă de aversă, descărcări electrice, dar și grindină. În aceste zone cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. În restul țării însă vremea va rămâne prietenoasă, caldă și frumoasă. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde vremea se va menține foarte frumoasă astăzi și foarte caldă, nu va ploua, iar temperatura maximă va ajunge până la 31 de grade, atât în Baia Mare, cât și în satul mare. În Crișana însă, începând cu a doua parte a zilei, vor cădea precipitații atât în Oradea, cât și în Arad, după cum vedem pe hartă, descărcări electrice și după cum ne anunță meteorologii și căderi de grindină, temperatura maximă va ajunge până la 30 de grade. În Banat, vreme frumoasă în Timișoara, dar precipitații în a doua parte a zilei în Reșița, unde va prinde ceva putere spre seară. Vestea bună este că temperaturile sunt ridicate, maxima zilei se va încadra între 30 și 31 de grade. În Oltenia va fi foarte, foarte frumos astăzi, vântul va sufla slab până la moderat și se pare că nu va ploua. Temperatura maximă se va încadra între 31 de grade în Craiova-Slatina și 32 de grade atât în Drobeta, Turnul Severin, cât și în Râmnicu-Vâlcea. În prima parte a zilei vreme frumoasă și caldă în Transilvania, dar începând cu orele amiezii se va înnora și vor cădea precipitații, în special în Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe, dar și Zalău. Temperatura maximă se va încadra între 29 de grade în Miercurea Ciuc, 31 de grade în Bistrița și 33 de grade în Alba Iulia. În nordul teritoriului Moldovei, în a doua parte a zilei, va ploua, după cum vedem pe hartă, în Botoșan, Suceava, dar și Piatra Neamț. În centru și în sud, vreme frumoasă, neafectată de precipitații. Temperatura maximă se va încadra între 29 de grade în Suceava, 30 în Piatra Neamț și, după cum vedem, deja 33 de grade atât în Iași cât și în Bacău. În Dobrogea, după cum ne anunță meteorologii, în a doua parte a zilei, dar și seara, vor cădea precipitații pe litoral. În Constanța, în Tulcea, am scăpat, după cum vedem, cel mai mult senin, iar temperatura maximă se va încadra între 25 și 29 de grade. Ne vom bucura astăzi de o vreme frumoasă și în Muntenia. Astăzi nu va ploa, dar de mâine vremea cerul va deveni norat și va ploa. Avem astăzi în Pitești 31 de grade, la fel ca și în Târgoviște, și 30 de grade în Călăraș. În capitală, de dimineață se înregistra 19 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 30 de grade. Vremea va fi foarte frumoasă și caldă în capitală și nici măcar un nor pe cer. Cam atât despre cum va fi astăzi. Aveți o zi frumoasă de tot!